Eu sunt Dudu Costea și astăzi facem primul Q&A al canalului. A mai existat unul, dar l-am uitat. Astăzi vorbim despre 10 jocuri care ne plac. Eu o să spun 5 jocuri și Victor o să spună alte 5 jocuri. Vă ales doar de 4 kg. Știi ce grele îs? Da, mă. Bag puțin pauză ca să-i arăt lui Victor că știu cât de grele îs. Bun, deci hai să începem Q&A-ul. Mai întâi o să spun eu primele 5 jocuri. Bine. Primul joc, vi l-aș recomanda foarte mult. Se numește Dying Light. E foarte fain. E vorba despre tine, că ești în multe clădiri cu mulți zombi și poți să ieși pe afară. Și nu mai sunt foarte mulți oameni pe pământ. Și un tip care e dușmanul tău și e om. Și ăla are un disc cu care poate să știe cum să scape de zombi și să-i facă înapoi oameni. Vi le recomand, deci, hai să trecem la al doilea joc. Al doilea joc pe care vi le recomand este Five Nights at Freddy's. O serie de jocuri, 4 jocuri, foarte faine, sunt de gază, vi le recomand. Și nu uitați, de la partea parte, nu vă recomand foarte tare, e foarte de gază. Deci hai să trecem la al treilea joc. Deci al treilea joc pe care vi le recomand este Payday 2. Un joc destul de fain, ești cu niște infractori care trebuie să jefuiești tot felul de chestii. Mă rog, o să vedeți voi. Deci al patrulea joc, stai, s-a auzit. Deci al patrulea joc o să fie Watch Dogs. Un joc destul de interesant. Din câte știu, ești un hacker. Hai să trecem la al cincelea joc. Deci al cincelea joc este Portal 2. Un joc foarte fain. Ești cu niște roboți, ai o armă de portale, taci cu portale și poți să te teleportezi. Deci, după cum vedeți, am și eu un portal gun, doar că e făcut din degete. O să dau un portal acolo. Nu se vede. Deci nu merge. Moscăciun m-a mințit, că mi-a zis că e adevărat, dar nu e. Deci hai să trecem la jocurile lui Victor. Primul joc este Far Cry 4, al doilea este GTA 5, al treilea este Zi odată un joc care îți place mult și cu asta basta. O să zic 3. Îți dăm puțin timp de gândire. Minecraft, Extreme Bike, pe locul 4 Extreme Bike, TF2. Pe locul 5, TF2. Sper că v-a plăcut episodul primul nostru, că Q&A. Dacă nu v-a plăcut ceva, spuneți și noi vom rezolva în câteva secunde. Sau dacă vă văd comentarii doar peste câteva săptămâni sau luni, atunci peste câteva săptămâni sau luni. Sau luni! Ați auzit?